și mă chinui profului să-i demonstrez că pluralul la o bere îi o bere, două lăz. Dar n-ai cu șinii, nu te ascultă nimeni. Și oamenii numai și prostii în viață și greșeli n-am mai făcut. Recunosc și dacă sincer totuși simt că pot mai mult. Chiar mai mult decât am făcut până am. Da. Unii beau de fericire că așa e la dânșii în viață, alții beau de supărare, dar eu beau de dimineață. Eu când beau mă simt de parcă toate lucrurile care nu mergeau încep să meargă în afară de Chișoare. Greu să duci atâta băutură pe Chișoare. Greu. Cum mergem pe lângă crâșmă fericit pe la vreo 10, s-o luat de mine o bere și încă mai era șărășe. Ei, cum chiar pe mine m-o găsit? Nu puteți să nini de altcineva. Hai și bere, da? Către soț, soția țipă, azi prepară-ți singură ciorba și-ți alegi ori eu, ori berea. Da, de cât berii vorba? Stai o leacă, deja nu e așa haștea paștea. Cât berii, de care încă? Da. Să te lași de băutură, nu-i atât de simplu, ascultă. Ai nevoie de tarie și tarie cât mai multă. Da. Nu contează de care tarie. Tare și doamna doctor zâmbăreață, bună ziua, asta-s eu. Am băut ceva dimineață, jenighini. Asta e rău? E foarte rău. Cum e rău dacă jenighini? Nu înțeleg. Nu înțelegeți? Dacă asta e rău. Doamna doctor meri coapte, bună ziua de la mine. Am băut prea mult azi noapte și nu-i rău. Asta e gine? Cum e gine dacă nu-i rău? A, nu înțelegeți? Ia că asta e rău. Mama of, mă doare în frunte, gata, nu mai beau de mâine. Unde mama îmi răspunde, lasă, că ți-o fost și ghini. Unde mama îmi răspunde, lasă, că ți-o fost și ghini.